Suntem în fața penultimului meci din această super gală Dynamite Fighting Show 19, cod roșu de bătaie la Buzău. Și avem în continuare o sală plină aici în Romeo Iamandi din Buzău. Îl așteptăm în colțul albastru pe Costin Dinu. Costin Dinu împotriva lui Florin Rembo la Lambagiu în această seară pentru al patrulea sfert de finală din turneul Super 8 sau Super 8. Costin Dinu, un sportiv care vine din București, un luptător care are 17 lupte câștigate consecutiv, toate prin knockout. Iată de pierd în această seară cu Florin Rembo Lambagiu. Iar adversarul său, colțul roșu, reușit să-l enerveze un pic Costin pe Rembo, un de altfel un luptător liniștit, e greu să scoți din ale lui pe Rembo. Dinu a spus că Rembo îl va învinge, că nu a avut mari adversari până acum. Ce a spus lui Rembo? A venit, dar a mai avut de-a face cu deștea, că facă direct, că taie, că arcă. Da. Și care ideea Rembo este foarte experimentată, a avut meciuri denumărate atât la Dynamite, dar și în alte promoții. A luptat în România, a luptat afară, a luptat peste tot, a luptat chiar și în Anglia în acest an într-o gală organizată la Londra. Are foarte, foarte multe meciuri, un ritm excelent pentru el și să nu uităm meciurile pe care le-a avut, spre exemplu, cu Tolea sau meciurile pe care le-a avut cu alt jucător mai grei decât el, cum ar fi Ion Grigore, tot așa. Da, da. Cu 4 ani a fost egalul lui Artur Kishenko în drogală în China. De 3 ori declarat luptătorul serii în Dynamite Fighting Show, asta spune multe, un luptător care oferă meciuri spectaculoase. Da, este campion, spre exemplu, în Senshi, o gală care se organizează la Varna, în Bulgaria, acolo unde sunt foarte, foarte mulți luptători excelenți care vin să susțină meciuri. Mr. K.O. Dinu! Mr. Knockout Dinu cu 15 lovituri de knockout în 16 victorii, o singură victorie la puncte, își merită porecla de la Mr. Knockout. Și adversarul său, Rembo Lambagiu, a susținut în total 34 de meciuri la profesioniști, l-a învins pe Daniel Stefanovski, cel ce avea 5 victorii din 5 în fața românilor. Rembo a pus capăt acestei serii negre. Încurajări și urale pentru Rembo și aici la Buzău. Un luptător extrem de iubit. Acum 4 ani, Rembo a fost luptătorul român cu cele mai multe vizualizări online. Peste 4 milioane de oameni au urmărit luptele sale în online. În centrul ringului, Rembo și Dinu. Am văzut mai devreme, Ștefan Orza a câștigat în fața lui Buzdugan tot în acest turneu. A fost un meci revanșă, câștigat tot de Orza în fața lui Buzdugan. Să vedem ce va fi în această semifinală, cât de tare încep Dinu și Rembo. Da, se duce Rembo în atac, Dinu, ăsta e stilul lui Dinu, totdeauna începe foarte puternic. Rembo încasează un high kick. Ce lovitură a încasat Rembo de la Dinu. High kick încă o dată pentru Dinu, Rembo cu lovituri la capul adversarului, puternice aceste lovituri, dar și ratează Rembo. Full croșet schimbate de cei doi. Se bat care pe care. Hai, kick-ul blocat de Rembo. O lovitură de genunchi în blocaj și alunecă acolo, cade pe spate Dinu. A fost dezechilibrat. Și
caută distanța pentru niște lovituri Rebo. Aruncă acum directa de dreapta, lovesc amândoi în același timp cu directele Ceacă și croșetul de stânga Rebo. Riposta lui Dinu vine de fiecare dată, instant. Ostrovanu va lupta în semifinale, cel ce va reuși să câștige această luptă de la Buzău. Se aruncă Rembo peste adversarul său, a încasat o stângă de la Dinu și lovește Rembo, se dezechilibrează acolo Dinu, se ridică foarte repede. A lovit Dinu, foarte frumos a lovit. E clar, la capitolul forță stă mult mai bine Rembo față adversarul său, lovituri mai largi, mai puternice, dar Dinu găsește de multe ori timing-ul, distanța și punctează. Încurajat puternic și Dinu și Rembo, ambii luptători au galerii puternice. E mai aproape cumva Bucureștiul de Buzău decât Iașiul. Mult mai aproape, nu cumva mai aproape. Da. Două ore cu mașina, cred că de la Buzău la Iași faci vreo 3 jumate spre 4. Da, dar de la Iași au venit și spuținul pe Ivletescu și ai lui da, corect, Năstase și toți cu... A lui Cosmuncă, da, da, s-au strâns, da. Da. Foarte puteri să lovești cei doi, stăpia și cu ușor, lovește cu cușeul, la cor, la cap și i-a picat proteza lui Dinu. Îi stă în față Dinu lui Rembo, sfidător, acum s-a dus în colțul lui pentru a-și recupera proteza. Se pleznește, doi se izbesc acolo cu acele lovituri, se duce Rembo peste adversar, încearcă o lovitură și cred că Dinu a încasat tocmai de aceea l-a luat imediat în brațe pe Rembo. Ratează acea lovitură. Lovește și Dinu puternic în aer, încheie repriza. Cred că stă mai bine pe picioare Rembo după această primă repriză. Asta, cel puțin asta s-a văzut. Murale în sală. A fost o primă rundă superbă între Rembo și Dinu. 2-3. Răi, cei doi agresivi în ring. Iată, vedem și pașitele lor. Acum momente bune pentru Rembo. Și ce frumos a securat acel croșeu de stânga Dinu. A stat la bătaie cu Rembo acolo. Nu l-a luat în brațe, nu a fugit. L-a tot atins cu aceste croșee Dinu pe Rembo. Atmosferă fantastică, sala sporturilor din Buzău. Meci în piramidă, în turneu între Rembo și Dinu. Da, s-a dus în atac, Rembo lovește puternic, Dinu le-a în brațe. Ăsta e un semn că Dinu i-a prins cumva teama lui Rembo după ce a conectat Rembo câteva lovituri puternice, continuă cu aceste croșee. Și iată, îl vedem pe Dinu cum încasează una, două lovituri, le-a în brațe pe Rembo. E foarte greu să te bați cu un astfel de luptător precum este Rembo, care nu face niciodată patul înapoi. De-a lungul timpului am văzut care este modul în care poți să-l bați pe Rembo și asta s-a întâmplat atunci când Rembo a avut în fața adversarii din Franța, care au fost foarte, foarte puternici și foarte buni la loviturile de genunchi. Acolo a avut probleme. Atac Rembo. Direct de stânga cu brațul din față trimis de Dinu. Înseacă și croșeie la corp, Rembo foarte bine pune acel braț în față, Dinu și îl blochează. Da, uppercut croșeu. Și vine riposta cu directa de dreapta și croșeie trimise de Rembo. Iată, acel punct s-a dus efectiv în capul lui Dinu. O lovitură frontală de picior, încearcă să-l ține la distanță, Dinu pe Rembo, însă Rembo, de neoprit,
S-a clătinat pe picioare acolo din țarul pe atac Rainbow, însă trimite câteva croșee haotice în aer. Croșeul de dreapta, ultimul trimis, l-a atins pe Dinu. Parcă nu mai este la fel de sigur pe el Dinu în aceste momente, nu mai era astfel de sfidător. Din nou pleacă Magnetic cu directa de dreapta acolo în atac Rainbow, apoi lansează câteva croșee. No, e greu să faci probleme și el când se dezlănțuie, când pune presiune pe adversar. Trebuie să, ca să poți să-l bați pe Rainbow, trebuie să ai un plus de viteză față de el. Și trebuie să faci ce a făcut Diaueli Camara când a luptat împotriva lui Rainbow la Iași. Foarte multe lovituri de genunchi trimise atunci de francez. Sau ceea ce a făcut Constantin Rusu, un luptător din Republica Moldova, care a reușit să-l bată pe Rainbow la Dynamite Fighting Show. E dezamăgirea vieții ca luptător pentru Rainbow acel meci. Bine, eu am vorbit cu Constantin și mi-a zis că asta a fost meciul și dacă mai prind pe Rainbow de 10 ori, de 10 ori mai bat, a zis. Da, vrea să-și ia revanșa Rainbow. Ce se decroșea, a avut mai devreme. Și că acel plus l-a avut Dinu în debutul meciului, dar nu l-a ținut. Oh, ce stânga a încasat, acum încă una încasează Dinu, care rămâne pe picioare, dar Rainbow are momente bune, s-a dezechilibrat și la o lovitură, s-a descentrat acolo, încercând să lovească puternic Rainbow. Cu nasul sângerând Rainbow, tot timpul în atac. Superbă luptă. Ca întotdeauna, Florin Rainbow Lambagiu pus pe spectacol. Iată aici, lovește năpraznic. Acea lovitură care l-a călțiriat un pic acolo pe Dinu. Pernice, croșee directe trimise de Rainbow. Și urmează ultima rundă. Gata, pauza, haideți la bătaie, hai să vedem cine e mai bun în această Rainbow seară. Rainbow mai determinat să continue lupta. Să vedem ce s-a întâmplat, trebuie șters, da, prea multă apă folosită la pauză din colțul lui Dinu. Da, lovituri puternice, s-a atus Rainbow peste adversarul său, vrea să-l facă, să obțină un knockout în această seară. A fost acea serie de croșee la corp, a urcat cu croșeele și la cap acolo Rainbow, acum ratează croșeul, încearcă un high kick, Dinu s-a retras, Rainbow, niciun moment de panică pentru el. Acum aruncă din nou croșeele, lovitură de genunchi. Da. Și împins acolo Rainbow, se ridică Rainbow foarte repede. Respiră și Costin Dinu. Frumoasă schimba lui Dinu, a dispărut din calea celei directe, încearcă să lovească cu croșeul la corp, se iau în brațe cei doi. Stânga la cap, foarte bine, lăpește Rainbow. Luptă, luptă, strigă Cezar. De spate acum pe cei doi, pleacă în atac Rainbow cu directa de dreapta. Low kick, da, dreapta la capul adversarului pentru Rainbow, luat în brațe de Costin Dinu. De aproape lovește Rainbow. Încă o stângă trimisă de Costin Dinu la capul lui Rainbow, croșeul lui Rainbow. Suntem la jumătatea ultimei reprize. Mai găsește resurse Rainbow și pentru această serie de croșee, ceva mai mult precizie îi trebuie în aceste ultime Rainbow n-ai, secunde. N-ai cum să-l scoți din ale lui, el așa merge tot meciul. Da. Încurajat puternic Rainbow în aceste momente. Come on.
Coșeul de stânga, l-a lovit din plin acolo pe Dinu, încasează și două lovituri de genunchi. Dinu se agață cu toate forțele de Rembo și încearcă să ducă în picioare această luptă. Încă stângă la corp acum pentru Rembo, lovește puternic. Încă stângă la lui Rembo la corp, la cap acum. 30 de secunde rămase în această luptă, vine și răspunsul lui Dinu. High kick, bun acum, i-a dat capul pe spate lui Rembo. Sebastian, cum spun că a rămas lângă ring pentru a susține pe colegul Rembo pentru acest final incendiar de luptă cu Dinu. A aruncat proteza Dinu și îi zice lui Rembo, hai să ne batem, dar trebuie să fixeze proteza, după care continuă lupta dintre el și Rembo. High kick și se încheie acest match. Clar, Dinu încearcă să-l provoace pe Rembo acolo, dar eu zic că a pierdut meciul. Rembo a fost mult mai bun pe durata celor trei reprize. Se vede că și cei din colțul lui Dinu nu sunt foarte mulțumiți de prestația elevului lor. Hai să vedem cele mai bune momente din runda a treia. Lovitură de genunchi puternică prin garda lui Dinu, trimisă de Rembo. A mai lovit încă o dată cu genunchiul. Aici high kick frumos expediat de Dinu. Și o directă de dreapta. High kick. Iată cum îl provoacă Dinu pe Rembo la bătaie. Și atât îi trebuie lui Rembo, o provocare. Învingător, prin decizie unanimă, din colțul roșu. Unanimă, toți arbitrii au dat victoria lui Florin Rembo Lambagiu. Antrenorul a urcat în ring, Mihai Constantin, alături de Rembo. Cătălin Moroșanu pozează alături de arbitru Cezar Gheorghe și luptătorii care au făcut spectacol în această seară. Superbă luptă între Rembo și Dinu. Merită și Dinu aplauze pentru lupta pe care a oferit-o.